prin cuvântul său, cuvântul lucrător, cuvântul viitor. Și în legătură cu acest lucru, m-aș comenta să fac o afirmație tare. Cuvântul Părintelui este de folos tuturor profesiunilor. Vreau să spun, numai în domeniul gândirii reflecției teologice, tuturor profesiunilor, hai să le limitez puțin intelectual, domeniul societății intelectual. Fiecare poate găsi ceva de folos, în sensul că cuvântul Părintelui îți scoate la lumină o perspectivă, o înțelegere la care nu are acces rămânând în interiorul domeniului tău. Ca un fel de dezvăluire. Și îndrezut fac o afirmație și o mărturisire. Ca economist, sunt economist. Și pentru mine, cuvântul Părintelui face acest lucru. Face o dezvăluire. Înțeleg, văd ceea ce înainte de a înțelege Părintele, n-am văzut și înțeleg ceea ce nu înțelegeam până atunci, din ceea ce vedeam, în sensul acesta de dezvăluire. Nu vreau să vă plictisesc cu o comunicare propriu-zisă. Vreau să vă propun să mă gândiți, să dau câteva cuvinte ale Părintelui, care să ilustreze, spre exemplu, pentru economist, prilejul acesta de dezvăluire. Și după ce cunoști cuvântul Părintelui, ești alfa. Adică ce mă privește, am rămas economist, dar un economist îmbogățit. Sigur, aș fi tentat să argumentez mai așezat acest lucru. Nu e momentul. S-ar putea să vă devin antipatic. Deci, voi permite doar ca să vă citesc câteva cuvinte ale Părintelui și apoi câteva mici comentarii ca economist. În ideea de a asocia maniera în care Părintele șochează, scoate la ideală ceva la care nu te-ai fi gândit, aminte, din interiorul, repet, din interiorul profesiunii tale. Spune Părintele la un moment dat, lumea ne e de folos spre mântuire, prin folosirea lucrurilor din ea, ca daruri pentru alții, sau ca mijloace prin care ne comunicăm iubirea față de ei. Pentru un economist convențional este șocant. De ce? Pentru că Părintele vorbește de economie. Că vă spune prin folosirea lucrurilor din ea. Economia exact asta se ocupă. Cu folosirea lucrurilor din lume. Adică sunt resurse rare, da? Care sunt folosite pentru acoperirea unor nevoi, unor trebuințe. Și dilema economiei este faptul că încearcă să facă activarea între resurse ce tind să fie tot mai rare, tot mai limitate, pentru acoperirea unor trebuințe, nevoi, ce tind să fie tot mai nelimitate. Asta e dilema. Asta e drama economistului. Deci, Părintele vorbește despre economie, folosirea lucrurilor din ea. Dar auziți dumneavoastră, cum să nu fiu șocat? Ca daruri. Adică care va să zică, eu ca economist gândesc în termenul următor, un agent economic rațional, da? Prin deciziile care ia, prin adecvarea resurselor la care are acces pentru acoperirea trebuințelor, urmărește interesul propriu. Și anume urmărește maximizarea interesului propriu. Și o face într-un regim de egoism rațional. Adică maximizarea interesului propriu, fie a profitului, fie a utilității, da? Dar nu neapărat în detrimentul altuia, adică să moară și capra celuilalt. Este indiferent ce se întâmplă cu celălalt. El urmărește interesul propriu, fie că este de folos sau nu acest interes propriu și celorlalți. Pe când aici Părintele ne spune că folosirea acestor resurse trebuie înțeleasă ca daruri pentru alții și mai cumpărător ca mijloace prin care ne comunicăm iubirea față de ei. Deci, activitatea economică ca expresie a iubirii față de semenii mei de pe piață este o idee cu totul surprinzătoare. Se poate însă analiza și argumenta că nu este poezie. Părintele n-a scris poezie aici. Și nici utopie. Și fac afirmația rezumativă că, de fapt, Părintele ne invită să
înțelegem esența ceea ce înseamnă activitatea economică. E un prilej, da, îngăduit Dumnezeu și astăzi din Dumnezeu, ca să ne exprimăm iubirea față de semenii noștri prin dar, bunurile care le obținem, bogăția pe care o dobândim, da, este firesc folosită, împlinitor folosită ca darul și nu ca element de distinție și diferențiere socială față de ceilalți. Sau, încă puțin, îngăduiți-mă, un alt exemplu al cuvântului părintelui lucrător pentru un economist convențional. Spune părintele la un moment dat, lumea este și o realitate în stare să satisfacă trebuințele trupești ale oamenilor și ca stare îndeamnă la cercetarea resurselor ei prin care aceste trebuințe pot fi satisfăcute, pentru a afla în ea mereu alte resurse ascunse, capabile să satisfacă noi și noi trebuințe. Un discurs economic impecabil, o logică impecabilă. Dar acum vine surpriza. Dar chiar prin acestea, lumea se poate face un mediu transparent, tot mai minunat, al lui Dumnezeu cel negrit de bogat, care și-a arătat puterea și imaginația lui în minunata potrivire a ei cu multiplele trebuințe umane, cercetarea ei în scopul aflării noilor resurse corespunzătoare unor noi trebuințe și adaptărilor la ele, face să se nască și să dezvolte știința și tehnica, lucru perfect inteligibil în abordarea convențională și din nou perspectiva nouă care o deschide, care ne invită, dar aceasta ajută și ele să se vadă mai amănunțit marea înțelepciune a lui Dumnezeu, care a pus în creația sa atâtea energie și mijloace corespunzătoare trebuințelor omului. Deci activitatea economică ca valorificare a resurselor pentru acoperirea trebuințelor este prilej de cunoaștere a lui Dumnezeu. Deci este nu numai prilej de manifestare iubirii față de semnul meu cu care mă întâlnesc pe piață, dar e o modalitate prin care îl cunosc mai bine. Îi cunosc înțelepciunea. Îi văd această înțelepciune lucrătoare prin faptul că a făcut posibilă, da? Această folosire a resurselor potrivite pentru, prin acțiunea umană, pentru acoperirea unor trebuințe. Și mai spune în alocul cu asta, încheie aceste scurte exemplificări cu și mai scurte comentarii. Spune părintele în altă parte. Voința oamenilor de a satisface trebuințele materiale curente, crescute în cursul timpului prin folosirea unor noi energii necesare, face, pe de altă parte, inutilizabile unele din mijloacele de existență care stăteau cu ușurință mai înainte la dispoziția cât mai multora. Observați. Părintele simte caracterul acesta de realitate a resurselor. Aceasta e un nou avertisment ce se dă oamenilor spre înfrânarea prea marilor trebuințe pe care s-au obișnuit să le satisfacă. Și continuă. Trupul trebuie spiritualizat prin această reducere a trebuințelor, lumești, adaug eu, da? La ceea ce este necesar pentru întreținerea lui. Și încheie. Lumea trebuie folosită, dar cu măsură. Deci, observați o perspectivă, încălzesc să spun, duhovnicească, spirituală, a ceea ce numim în termenii colovial problematica ecologiei, a protecției mediului. Lumea trebuie folosită, dar cu măsură. Deci de-aia spuneam că cred că în evocarea părintelui am putea pune la suflet această idee că vorbești și tu, cum am putea să facem cunoscut părintele. Deci prin cuvântul său și vă propun să reflectați și să încercați dacă așa stau lucrurile. Cuvântul părintelui poate fi folositor indiferent de domeniul de preocupare pe care îl ocupăm. Care ne situăm.